Nu știu de ce mi s-a întrerupt laptopul, întrerupt achiziționarea tutorialului. Voi continua cozi în felul acesta, scuzați. Deci am fixat și mustața. Nu a fost nimic intenționat. Voi continua, chiar dacă va fi o parte mult mai scurtă a tutorialului. Iar acum voi pierde firul din nou de desubt, așa cum am făcut de nenumărate ori. Și după cum vedeți, am fixat și mustața mușului nostru. Mai avem puțin și încheiem această lucrare, care eu sper să aibă succes, care sper să vă placă. Sper să nu fiți prea critice cu mine. Acum voi scurta acest capăt de fir, undeva de desubt voi ieși. Voi scurta și capătul de fir de aici. Dăm acul deoparte. Uitați-vă cum se prezintă. Acum. Aceasta este. Sper să fie pe placul dumneavoastră. Sper foarte mult. Iar eu voi continua prin a lucra năsucul, care va fi foarte micuț, foarte scurt. Nu va fi un nas mare. Voi începe cu firul culoarea pielii. Voi face un cerc magic în care voi lucra 6 piciorușe scurte. 1. Sper să reușesc să atașez aceste două părți ale tutorialului. Dacă nu, le voi încărca separat. Aici am 2. 3. 4. 5. 6. Voi închide cercul magic cu fir alunecat, așa cum ne-am obișnuit. Repet mereu aceleași cuvinte, dar acesta este modul de a închide rândul. Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o mulțire. Deci la capătul rândului vom ajunge cu 12 piciorușe scurte. Avem deja 2, probabil primul tutorial era prea lung, de asta s-a întrerupt, 4, 6, 12, 12, strânge bine, iar acum vom face două rânduri de 12 piciorușe scurte, doar două rânduri, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12-lea, voi continua din nou cu alte 12 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, iar acum vom face scăderi. Voi pune un capăt de fir de aici, asemenea despărțitor. Voi face un picioruș scurt, urma de o scădere. Vom face scăderea în modul în care v-am arătat. Voi sări un ochi și voi intra în următorul, din nou un picioruș scurt, voi sări un ochi, voi intra în următorul, voi face o nouă scădere. Un picioruș scurt. Din nou voi sări un ochi, voi intra în următorul și voi face un nou picioruș scurt, voi strânge bine. Un picioruș scurt. Ultima scădere. Am format nasucul. Eventual, înăuntru, dacă doriți, puteți pune un pic de melană pentru a sta bine. Am scurtat firul. Voi închide, am lăsat o bucată mai lungă, după cum ați văzut. Eu voi pune câteva din aceste capete de fire care mi-au rămas. Le voi pune în interior. Și vom coase nasucul în mijloc. Uitați-vă, vedeți? Pentru aceasta folosesc capetele de fire. Vom coase nasucul exact aici, în mijloc. Acesta. Mijlocul mustății. Îl vom coase singure. Acum știți cum se coase. Acum voi aplica ochișorii. Voi pune cu lipiciul lichid. Dumneavoastră, dacă aveți cu șurubul de siguranță, puteți să-i puneți foarte bine, mai ales dacă doriți să faceți cadou un copil, acest moș. Puneți cel de-al doilea ochișor. Îmi pare rău că nu puteți să-l vedeți așa în toată frumusețea lui, moșul. Uitați-vă, voi fixa și cel de-al doilea ochișor. Iar acum cu firul alb voi face un pic de sprâncene. Voi face câte o simplă linie, o simplă dungă deasupra. Voi intra cu
micul, încet. Voi trage acest capăt de fir cu atenție să nu-l pierdem în momentul în care vom coase spriceana. Dată și apoi voi ieși deasupra ochiului următor. Exact ceea ce vă spuneam, lucrul de care mă temeam, m-a atins camera, că este foarte, foarte vecin a mâinilor mele, de aceea spuneam că mod de a filma mai aproape decât acesta nu este. Vedeți? Voi scoate un pic căciuliță felul acesta pentru a pierde acest capăt de fir aici de desubt. Mi s-a mai întâmplat să mi se oprească tutorialul așa dintr-o dată, nu știu de ce, poate a fost prea lung, nu are importanță dacă se vede un pic acel capăt de fir, va fi acoperit de căciuliță, însă dumneavoastră, dacă veți reuși fără să faceți fără ca el să se vadă, va fi cu atât mai bine. Eu, așa cum vă spuneam, deja sunt foarte extrem de obosită pentru că este foarte târziu. Deja am început ieri să lucrez și termin astăzi. Astăzi fiind joi. Așa, în felul acesta. Acum ultimul lucru care ne rămâne de făcut. Scuzați că nu mai am nici voce. Ultimul lucru este să atașăm mânuțele și să terminăm acest frumos Moș Crăciun, noutate de acest an. Eu am lucrat totul cu mare drag, în modul în care și dumneavoastră să puteți lucra un Moș Crăciun nou. Voi atașa mânuțele aici. Voi arăta acum. Efectiv, voi trece cu acul, voi intra undeva aici, de o parte. O voi întoarce din nou, pentru că firul este de aceeași culoare. Și voi da un pic de stabilitate. Nu-l vom coase prea mult, pentru că dacă dorim mâinile, le putem mișca. De aceea am și ales acest mod de a închide mânuțele. Vedeți? Vom coase bine. În același mod voi coase și cea de-a doua mânuță, voi pierde firul undeva. Trebuie să fim atente ca mâna să fie ca mâinile să fie la aceeași înălțime. Oricum, eu sunt foarte mulțumită de ceea ce am realizat. Sper ca dumneavoastră să apreciați, sper să lăsați comentarii, like-uri la acest tutorial. Sper să nu fiți foarte critice cu mine, pentru că, după cum vedeți,
este extrem de multă muncă pentru a realiza ceva frumos, ceva care să placă, ceva care să atragă și în același timp, da, înțeleg, la înălțimea potrivită și în același timp să, să fie o noutate, să nu fie nimic, cu nimic egal pe, cu ceea ce este pe alte canale de YouTube. Eu, terminând acesta, apoi voi veni cu o nouă noutate. Nu vreau să dezvălui, pentru că nu știu exact momentul în care voi reuși să o realizez. După cum știți, timpul meu este cel care este, pentru că trebuie și să lucrez, să-mi fac serviciul și de aceea lucrez mai mult noaptea, de aceea sau dimineața foarte devreme. Nici măcar nu știți cât de greu este ca în fiecare dimineață la ora 3, 3 și jumătate cel mai târziu să fii deja în picioare, doar pentru a reuși să fac și aceste tutoriale. Aceasta nu este, nu știu, să nu mă înțelegeți greșit, dar acesta este hobby-ul meu, este locul unde eu, chiar dacă lucrez târziu, chiar dacă sunt obosită, este locul unde mă simt bine, este locul care îmi oferă acea liniște de care am nevoie, acea pace interioară. Așa, am pierdut și acest capăt de fir. Acum pot să spun că moșul nostru este gata. Eu vă rog să fiți foarte atente când veți coase. Acesta este moșul de acest an. Îl prezint cu mare drag. Așa cum spuneam, sper să nu fiți foarte critice cu mine. Sunt Tatiana Andrieș. Scuzați inconvenientul cu întreruperea tutorialului. Vă doresc noapte bună dumneavoastră, spor la lucru și ne vom reîntâlni cu un nou tutorial. Sunt Tatiana Andrieș și vă salut din nou. La revedere!